Școala Gimnazială din Bucovăț a organizat un eveniment despre protejarea mediului înconjurător, acesta aflându-se la prima ediție. Acestui proiect i s-au alăturat 10 școli din județ. Elevii fiecărei școli au realizat alături de un profesor coordonator câte o activitate care are ca scop protejarea mediului și au prezentat-o în fața comisiei de jurizare pentru ca, la final, cea mai ingenioasă prezentare să fie premiată. În prezență, stimate catedratice, colegi, directori, onorați invitați, doamna inspector școlar de biologie Conița Fosea, domnul primar și alți invitați. Este o onoare și o bucurie că ne aflăm astăzi aici împreună, alături de dumneavoastră, oameni pasionați de protecția mediului și de construirea unui viitor verde și maturabil pentru noi toți. Proiectul nostru județean, împreună pentru mediu, inițiative pentru un viitor verde, se află la ediția 1. Și în acest proiect dorim să promovăm protecția, unui mediu sănătos și curat. Ne-am unit eforturile cu 10 școli din județul Timiș și avem în vedere să continuăm acest proiect și în anii următori. O să descoperim că în fața orașului pedalul. Ce să descoperim cât mai multe păstări de cele pe care le putem. Proiectul desfășurat are ca scop educarea tinerei generații. Cadrele didactice și-au propus să învețe fiecare elev în parte prin activități interactive ce înseamnă un mediu curat și cum să-l mențină astfel. Eveniment organizează astăzi Școala Gimnazială din Bucovăț. Bună ziua! Sunt Pesecan Daniela, directorul Școlii Gimnaziale Bucovăț. Astăzi organizăm un proiect județean împreună cu 10 școli din județul Timiș pe tematica protecției mediului. Titlul proiectului este Împreună pentru mediu, inițiative pentru un viitor verde, ediția 1. În acest proiect județean ne adunăm eforturile împreună cu 10 școli pentru a promova protecția mediului înconjurător. Promovăm un mediu curat și sănătos. De asemenea, reprezentanții Școlii Gimnaziale Bucovăț au în vedere și un proiect sportiv programat pentru luna aprilie a acestui an. Ați avut de mult timp în vedere acest tip de proiect? Da, în toamnă, împreună cu echipa de la Școala Gimnazială Bucovăț, am inițiat două proiecte, acest proiect pe mediu și încă un proiect sportiv, care urmează luna aprilie. În aprilie urmează un proiect cu tematica Campionii Sănătății. În acest proiect promovăm menținerea sănătății prin sport. Va fi sub formă de cross și sub formă de pictură și desen. Știm că sportul nu doar menține sănătatea, ci și contribuie la creșterea randamentului școlar, prin faptul că creierul este oxigenat mai bine și, de asemenea, crește capacitatea de concentrare a atenției. Care sunt școlile care vor participa astăzi în cadrul acestui eveniment? În cadrul acestui eveniment vor participa 10 școli din județul Timiș, printre care Școala Gimnazială Dimitrie Leonida, Școala Gimnazială Chevereșu Mare, Școala Primară Bobda, școala noastră, Gimnazială Bucovăț, Școala Gimnazială Nitzchidorf, Școala Gimnazială Johannisfeld, Școala Gimnazială Rudolf Walter. Elevii au fost foarte încântați de această inițiativă și de faptul că pot contribui activ la menținerea mediului înconjurător curat. Cum vi se pare activitatea desfășurată astăzi în cadrul școlii voastre? Mi se pare foarte frumoasă și interesantă. Ție? Și mie mi se pare foarte frumoasă și mă gândesc că așa facem oamenii să fie mai responsabili cu mediul în care trăim. Ne ajută să ne arate cum să protejăm mediul și face ca să fie lumea asta un loc mai bun pentru noi. Îți place activitatea de astăzi din cadrul școlii tale? Da, îmi place foarte mult. Eu vreau o frumoasă floare, banatul.